Noi suntem adventiști de ziua șaptea și prin numele nostru suntem o mărturie vie și spunem cu alte cuvinte că noi suntem aliniați în așteptarea momentului când împăratul stă să vină și așteptăm ca numele noastre să fie strigate la marele apel. Știți însă că adventismul e bolnav. Nu doctrina, ci aplicarea ei, nu învățătura, ci felul în care oamenii se raportează la Cuvântul lui Dumnezeu și la învățătură. Apocalips, capitolul 3, vorbește despre Laodiceea, care și-a pierdut acuitatea de a auzi Cuvântul lui Dumnezeu, care e străin. Eu stau la ușă și bat, urechi surde. Aș lega această boală care duce la surzenie de mesajul tăcut pe care numele nostru de adventist îl transmite automat, adică așteptător și grăbitor al celei de-a doua veniri. Aș vrea să încep cu câteva analogii sau pilde, asemănări. În 1910, pământul părea că e pregătit pentru mileniul de aur, epoca de aur. Toți vorbeau despre epoca de aur. Și când a izbucnit primul război mondial, oamenii au fost uluiți. După primul război mondial, Franța și-a creat un dispozitiv cumplit de apărare după cea mai avansată știință de război sau artă militară. Și anume a construit de-a lungul graniței Belgia-Germania, Belgia-Italia cu flancul german, așa numita linie Maginot. Maginot a fost un inginer de război care a spus e nevoie să creăm niște forturi, niște galerii, cu niște cuiburi, dar cât? Zeci de kilometri, vă dați seama, de buncăre. Erau trenulețe care mergeau prin această linie Maginot, pe dedesubt, în care erau depozite ca oamenii să poată supraviețui acolo. Era ceva extraordinar. Iar când războiul al doilea mondial a izbucnit, cu toate că francezii de mult se pregăteau și prevedeau că spiritul războinic prusac va duce alte evenimente, au rămas uluiți. Tancurile germane pur și simplu au intrat ca în brânză, este expresia aceea, moale, fără opoziție, fără împotrivire. Și au intrat și Franța a fost cucerită, ca și Belgia și altele, fără nicio problemă. Mă duc în Anglia. În 1936, dacă nu mă înșel, după ce deja Cehia fusese ocupată, fără discuție, erau cehi și slovaci și boemi și moravi, nu erau nici de cum germani. Dar nemții, Hitler, a anexat pur și simplu Cehia, spunând că e teritoriul german. Și la data aceea, primul ministru, Chamberlain, s-a dus la Hitler și au semnat împreună o alianță veșnică, eternă de pace. Șmecher Hitler. Și naiv Chamberlain și englezii. Și când a coborât pe terenul englez, am văzut documentarul, a scos hârtia din piept și a arătat-o. Era primul ministru Chamberlain care arăta documentul și într-o parte și într-alta cu semnătura lui Hitler. Pace! Pace! Și mașina de război germană se pregătea. Tancuri noi, avioane noi, tunuri noi. Și oamenii, când a început războiul, au fost surprinși. Nimeni nu se aștepta la război. Ați auzit de căderea zidului Berlinului și Revoluția din 1989, unii zic falsa revoluție.
Se spune foarte clar că zidul Berlinului este demonstrația că istoria merge dincolo de așteptările noastre, că noi suntem surprinși și că zidul Berlinului a căzut în așa fel încât pentru lume a fost imprevizibil. Dacă m-ați fi întrebat pe mine, cetățean al Bucureștiului, când am auzit că în Timișoara, în 16, 18, 20 decembrie, nu, perioada asta, sunt răzvrătiri, rebeliuni, cumnatul meu, fratele Mehmete, cu soția, locuiau acolo și eram cu inima strânsă. Nimeni nu s-ar fi gândit că dintr-o scărpinătură acolo în Timișoara, nu, ceva politic mărunt, un neg, dintr-un neg să se producă o revoluție care să răstoarne cea mai teribilă hidră cu atâtea picioare înfipte în toate blocurile din capitală. Vreau să vă spun că atunci când, cu ajutorul fratelui meu din Canada, am reușit să-mi cumpăr un apartament în 1986, în 84, în București, am vrut să cumpărăm cu un etaj mai sus ca să fie mai ieftin. Și am văzut pe schemă locuri libere. Știți ce mi-a spus omul de acolo, un om drăguț, un inginer, și nu se poate. La fiecare etaj avem apartamente rezervate pentru altceva. Erau securiști. La fiecare patru apartamente, unul trebuia să fie de observator. Și cine ar fi crezut că un sistem atât de formidabil stabilit, cu atâtea picioare de sprijin, vuf, în câteva zile l-a suflat vântul. Dumneavoastră însă și eu am fost surprinși, pentru că n-am avut cunoștința de ceea ce se petrece în subterană. Era în luna aprilie-martie din 89 sau poate chiar mai devreme cu un an, când fratele meu din Canada îmi scria: Moscova pregătește pe unul Iliescu și Ceaușescu va cădea. Ziceam, bazacunii de ale fratelui meu, cine știe ce posturi fanteziste ascultă el, să ne facă și pe noi, cum să cadă, imposibil. Dragii mei, nu ar putea să se asemene aceste trei ilustrații cu condiția adventistului de azi? Dacă te întreabă cineva cât mai e până la sfârșit, ce îi spui? Cine știe? Te uiți în jur, construcții noi, oameni veseli, o haină nouă, o mașină lucioasă, toate vorbesc despre o nouă epocă de aur. Iar în spate, duduie. Aș vrea să vorbesc puțin despre ce e în spate. Poate că nu o să fiți destul de obosiți ca să puteți urmări unele informații. Pentru că prin mila lui Dumnezeu, în seara aceasta am decis, cu ajutorul lui, să vorbesc despre a doua venire, despre cât de aproape este a doua venire și cât de conștienți noi, ca și crainici pe ziduri, cât de conștienți suntem că timpul e chiar atât de aproape. Aș dori să citesc un fragment din Sfânta Evanghelie după Luca, din capitolul 17, de la versetul 22, un mesaj adresat nu fariseilor, deși fariseii au lansat, apare cu două versete mai sus, dialogul sau tema de dezbatere, și anume venirea împărăției lui Dumnezeu, ci de la 22 Iisus vorbește acum ucenicilor. Și a zis ucenicilor: vor veni zile când veți dori să vedeți una din zilele Fiului Omului și nu o veți vedea. 24. Căci cum iese fulgerul și luminează de la o margine a cerului până la cealaltă, așa va fi și cu Fiul Omului în ziua sa. Versetul 26 e versetul de azi pe care îl studiem. Ce s-a întâmplat în zilele lui Noe se va întâmpla la fel și în zilele Fiului Omului. Oamenii mâncau, beau, se însurau,
se măritau și a venit potopul și a prăpădit pe toți. Frații mei, ce știți despre zilele lui Noe? Noi știm câte ceva din povestirea biblică, dacă am citit atent și din Patriarhi și Profeți, care spune că lumea de atunci escaladase răutatea, adică a depășit culmile sau pragurile generațiilor anterioare. Și că răutatea, interesant, în primul rând răutatea are o conotație morală. Adică răul este de natură morală, că te doare dintele, măseaua, e și ăsta un rău. E un rău care îl poți rezolva, nu e un rău moral, un rău rău, bine și răul. E o chestiune, un disconfort, uneori te duci tu să te doară măseaua ca să îți repare un dinte. Deci durerea nu e totdeauna un rău. Ea îți dă un semnal că trebuie să intervii. Deci răul nu e fizic, răul e întâi și întâi moral. Dar dumneavoastră v-ați gândit cam cum arăta timpul lui Noe? Îmi imaginez, așa cum am văzut desenele pentru copii, că erau oameni în haine lungi, din cele de pe vremea Domnului Hristos, cu mâneci largi, când ridicau mâna și râdeau de Noe, oameni care se ocupau cu păstoritul, erau vite, cu agricultura, cu cioplitul lemn, poate unul care cânta din fluier, așa, o imagine mioritică, cu păstori, cu mioare. Aș vrea să vă citesc câteva lucruri pe care le-am scos din spiritul profetic, din două cărți în principal, în limba engleză, și anume, existau oameni uriași la statură și oameni uriași la minte, renumiți pentru inteligență, îndemânatici în cele mai viclene și pătrunzătoare și extraordinare lucrări. Ce înseamnă extraordinar? Care e în afara extraordinii, nu e normal. Noi astăzi avem macarale, e un lucru extraordinar? Nu. Ei, imaginați-vă că la data aceea erau oameni uriași fizic, uriași intelectual, care cu o experiență de sute de ani de viață, vreau să vă spun că după ce am trecut de pragul de 50 de ani, am început să realizez că mi-a venit mintea la cap. Adică am început să-mi dau seama că încep să judec altfel. Ei, o să spuneți cum, da? Te-am cunoscut și acum 20 de ani și nu erai cu capul în jos. O fi. Dar cert este că am început și eu să înțeleg și să mă mir cum de n-am văzut înainte anumite dimensiuni ale lucrurilor. Și sunt recunoscător lui Dumnezeu că încă cresc. Dacă încă cresc, înseamnă că sunt tânăr încă. E o veste bună. Este o vorbă foarte bună care spune, cine se miră, încă e tânăr. Bătrânul știe tot, nu se mai miră. Nu îl mai surprinde nimic. Dar un om care încă se miră, ăla e tânăr, încă învață, încă spune ceva. Ei bine, acum când am trecut pragul de 50, nu acum, ceva mai înainte, vreau să vă zic, mă gândesc că sunt pe ultimele numere la numărătoarea inversă și trebuie să închei activitatea. Mi se pare atât de nedrept. În sfârșit, când mi-a venit mintea, trebuie să trec pe dreapta. Gândiți-vă, oamenii aceștia n-au avut 100 de ani, 200, 300, 400, când vorbim de așa, vă dați seama, câtă înțelepciune, câtă experiență, câtă expertiză se adaugă, se adună în mintea unui om. Și gândiți-vă că nu e un Einstein, sunt 1000 de Einstein adunați într-un loc care fac planuri. Să știți că noi avem o imagine cam evoluționistă despre timpurile lui Noe. Că oamenii de atunci erau barbari,
că oamenii de atunci erau întunecați la minte, locuiau poate în peșteri sau în colibe. Să știți că lucrurile stau altfel. Mai citesc. Ei au devenit corupți în imaginație. Erau înțelepți, fiți atenți că am să mă leg de asta, să facă ceea ce Dumnezeu nu le-a zis să facă. Înțelepți în a scormoni, în a scotoci, zic eu, în domeniul răului. În timpul lui Noe, vă rog, țineți cont ce spune Sora White în cartea Conflict și Curaj, în limba engleză, pagina 33. Ei vorbeau de știință. Nu erau barbari, nu erau ciobani. Ei vorbeau despre știință, de legile care controlau natura. Gândiți-vă doar la fraza aceasta pe care cuvântul inspirat o descoperă. A mai fost o vreme în istoria lumii a științei acesteia când oamenii să spună, noi controlăm legile, noi stăpânim, noi manipulăm, modificăm legile care controlează natura. Ia ascultați mai departe în Selected Messages sau Mărturii Selectate, volumul 2. În potop au pierit invenții mai mari de artă și de inteligență omenească decât cunoaște lumea azi. Asta a scris-o cândva la începutul secolului 20. La data aceea, automobilul, trenul, cinematograful, la data aceea, becul electric al lui Edison. Gândiți-vă că erau invenții, nu mai aprindeau oamenii lumina la felinar pe stradă, cu gaz, la becul electric, curentul electric. Și la data aceea, când a fost, știu eu, cel mai mare salt, macazul revoluției tehnice, științifice, când lumea, era uimită de ce descoperiri au fost, Sora White spune, în potop au pierit invenții mai mari de artă și inteligență omenească decât cunoaște lumea azi. Când pământul a fost repopulat după potop, Dumnezeu a dat înțelepciune oamenilor într-o măsură mai mică. Deci noi astăzi, vă dați seama că de la potop încoace s-a mai tot micșorat oala asta, s-a mai tot topit din puterea minții. Gândiți-vă de la 150 de ani, 120 de ani al lui Moise, acum la 60-70, ești un bătrân, nu mai poți judeca, te pun pe fotoliu, stai acolo, moșule, îți dau de mâncat, îți dau de mâncat, mai taci. Cam asta este. Dumnezeu a dat înțelepciune mai restrânsă. Ascultați acum. În lumea antediluviană, deci lumea dinainte de potop, au existat multe lucrări de știință minunate. Și ce înseamnă minunat? Care ține de domeniul miracolului, al necrezutului, care depășesc naturalul, legile normale. Acești urmași ai lui Adam posedau capacități și puteri pe care, acum țineți-vă, niciodată nu ni le putem imagina. Vă spun că la data când E.G. White scrie acest lucru, la data aceea, mintea și putea imagina, gândiți-vă numai la Jules Verne, cel care a scris tot felul de SF-uri la data aceea, SF-uri, de la pământ la lună, 80 de zile în balon, eram copil și le citeam pe astea. Mintea și putea imagina călătorie spre centrul pământului. Mi-amintesc de oamenii care au forat și au ajuns până în mijlocul pământului. Mintea își poate imagina și soarele spune nu. Ceea ce ei au realizat, nu ne putem imagina. Știați dumneavoastră că undeva în fundul mării, scoțând un vas antic
din timpul lui Iulius Cezar, oamenii au găsit o sofistărie, o sculă. Păi ce e asta? O sculă. Scafandrii n-au priceput-o. Au dus-o la oamenii care descifrează tainii și au spus, băi, din timpul lui Hristos, o baterie electrică. Vă dați seama, noțiunea de electricitate, noțiunea de substanțe producătoare de circuituri, de ion, de tot felul de socoteli. De unde e această baterie? Noi credeam că oamenii din antichitate erau niște prostănaci, pricepuți în mitologie, în povești, în basme. În rest, noi credem că suntem ultimii. Și eu cred că suntem ultimii, dar nu neapărat în înțelepciune și în deșteptăciune, în descoperiri. Oamenii se miră de unde sunt piramidele, de unde anumite desene, cum te uiți de sus, de exemplu, pe coasta ciliană, Peru, Chile, în partea de vest a Americii de Sud, există din avion, și doar de acolo se văd, niște desene uluitoare, care reprezintă păsări. Ele pe uscat nu vezi decât niște șanțuri care merg încolo așa, dar nu le vezi. De sus le vezi. De unde? Ce-i cu aceste tăieturi atât de adânci? Dragii mei, ce am spus până acum este o sumară introducere care spune că în timpul lui Noe s-au petrecut evenimente și s-au realizat obiective care sugerează că noi, cu ceea ce se realizează acum, suntem ca în timpul lui Noe. Am să vă dau trei lucruri doar, pentru că timpul e scurt. Mai întâi de toate, cred că ați auzit și dumneavoastră de microchip. Nu cred că ăsta e 666. Nu cred că el e anticristul. Sunt atâtea versiuni fantasmagorice să crezi că diavolul sau planul de subjugare a omenirii se reduce la un bob de orez, atâta este. Ce e un microchip? Chipurile sunt niște, cum să spun eu, dispozitive, unități electronice care sunt în stare, după cum sunt programate, să transmită informații. Bine, nu verbal, nu cu gura, ci prin semnale, prin digituri, prin mesaje. Microchip. Și că microchipul se bagă sub piele sau într-un card, nu neapărat în om. Ideea inoculării microchipului este o idee din ce în ce mai curajoasă și am să vă spun câteva lucruri. Dar la ce folosește acest microchip? Vreau să vă spun că despre microchip am auzit doar pe căi ocolite din ziare de scandal. Există așa numitul Wired în limba engleză, o publicație care scoate pe piață tot felul de vești trăznite. Lumea nu le crede pentru că sunt trăznite. Însă pe măsură ce timpul trece, Wired se dovedește a fi un șobolan care scotocește prin cămările ascunse și scoate la lumină ce e ascuns acolo. Există o corporație în Florida, la Palm Beach, sau plaja palmierilor s-ar traduce, o corporație ADS, Applied Digital Solutions. Cine este ADS-ul? Noi n-am auzit și nu ne interesează. Cum n-am auzit în anii 89-88 că cineva, Iliescu, e pregătit să preia cârma. N-am auzit. În 2000, 30 octombrie, în orașul New York, are loc o ședință închisă la care participă un secretar de stat, la data aceea, Norman Mineta.
și în care statul investește 100 de miliarde de dolari. Vă dați seama, sunt acțiuni de stat, nu sunt niște jucării electronice pe care vor să le facă unii doar așa ca să rupă gura pieții, să le facă bani. Nu, proiecte în care încerc închis în 2000. World Net Daily, o publicație americană, în martie 2000, povestea deja de îngerul digital. Care este intenția? Și anume, ca fiecare om să poată fi reperat pe suprafața Pământului și fiecare om să aibă la purtător un chip care să spună totul despre el. Cine ești? Nae, nu ești Nae, ești Lucian. Înțelegeți? Adică să citească despre tine chiar atunci când n-ai vrea să spui cine ești. Un microchip se alimentează cu energia, biocurentul omului, emite frecvențe radio care pot fi receptate prin telefon sau internet, care transmite toate informațiile biologice care trăiesc, care sunt în tine. De exemplu, dacă e programat în așa fel, să spună care e tensiunea arterială la tine. Și unii care te monitorizează pe un ecran să spună, fii atent, du-te la el, că îi crește tensiunea. Oprește-l, dă-i una în cap sau dă-i o pastilă, ca să nu moară. Și atunci te trezești deodată că vine, da, stați puțin, pac injecția, la revedere și au plecat. Tu n-ai înțeles, dar ei te-au salvat. În anul 2002, Applied Digital Solutions câștigă, știți unde, la Davos, acum cu foamea, cu căderea burselor, Davosul ne spune ceva. Este o localitate în Elveția unde an de an cei mai mari bogătani și oamenii cu influență pe pământ hotărăsc drumul pentru următorul an pe plan economic sau pe mai multe planuri, social, politic. Noi nu știm ce se întâmplă acolo. Puțin se află pentru că discuțiile, ca și cu Iliescu în anii 88, nu ne privesc, nu le pricepem. În anul 2002, Applied Digital Solutions câștigă premiul elvețian Pionerii Tehnologiei la Davos. Deci cu toți adunați au spus cine e cel mai grozav, să vină încoace, poftim premiul, ai rupt gura. Imaginați-vă că în 2001 Reuters, cu un an mai devreme, anunța un contract din partea sistemului penitenciar californian ca toți deținuții care ies pe cauțiune, vrei să ieși? Vreau să ieși. Cât mai ai? Păi mai am 6 ani. Câți ai făcut? 7. Dar vrei să ieși? Vreau. Atunci ține mâna aici, îți bag o... și te duci. Serios? Da. Gata. Înțelegeți? Toți cei care ieșeau pe cauțiune să li se dea drumul, dar cu un acest microchip care prin GPS, Global Positioning Satellite, înțelegeți? Sau Surveillance, supravegherea globală a poziției. Să știe totdeauna unde ești, să audă cu cine vorbești și ce zici. Și care deținut, în loc să puterezească prin beciul închisorii, n-ar fi bucuros, cu 7 chipuri în el și în ureche bagăm și oriunde nu mai dăm drumul acasă. E de dorit chipul? Eu zic că e foarte de dorit. Dacă ți se pierde copilul, hai să spunem copilul, câinele, știi unde e, nu trebuie să dai anunț, dau atâția bani, nu. Dai un telefon, du-te în curtea aia, e acolo câinele. Dacă s-a furat copilul ca să-l șantajeze pe banchier, nu-i nevoie de răscumpărări, cu elicopterul, caroa, cad peste ei. E bine? Nu mai vedeți? Din momentul acesta, omul devine nu fiul lui Dumnezeu, ci un mic sclav. În numărul din mai a revistei Semnele Timpului a apărut
editorialul, care vorbește despre companiile de telefonie Orange, cred că am zis Orange, nu Vodafone, nu mai știu exact, cred că e Orange, care atunci când te-a angajat pe tine, funcționar în diferite poziții, te-a pus să semnezi și faptul că accepți să fii monitorizat. Nu numai în timpul serviciului, ci oricând. Adică, ai telefonul în buzunar și e datoria ta să ai telefonul, că dacă eu, șef, vreau să te caut, să te pot găsi. Și oriunde mergi, și când ești în baie sau când vorbești numai tu cu soția ta, eu dacă vreau să te aud. Vă dați seama că eu nu mai sunt om? Vă dați seama că e ca și când port o zeghe. E ca la pușcărie care n-au ziduri, ci doar gratii. Eu mă culc, dar gardianul troc, 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 merge pe acolo și se uită, ia uite, acum a dormit Neica. Înțelegeți? Adică eu nu mai am intimitate, privacy. S-a dus. Vreau să vă spun că în 2002 a fost deja o familie care s-a oferit ca voluntar, familia Jacob Jeffrey din Florida, să-și pună voluntar chip el, soția și copilul și se simt în siguranță. Sigur, siguranța câștigă, pierde omul. Dar ceea ce pe mine mă impresionează mai mult nu e faptul că omul va fi monitorizat, ci că omul va fi globalizat. Eu nu-mi imagineam cum anume cei ce nu vor avea semnul fiarei și chipul nu e semnul fiarei. E doar un instrument care slujește semnul fiarei. Să nu credeți că chipul e semnul fiarei, cum spun unele ziare de scandal. Dar că omul va putea fi atât de strict monitorizat încât nu va mai putea cumpăra sau vinde. Și eu zic, cum? Dacă eu mă înțeleg cu vecinul meu și n-am, uite aici, îți dau ceva, tu îmi dai altceva. Nu se va mai putea. Vor dispărea banii, pentru că banul este calea prin care se realizează contrabanda, drogurile, toate operațiunile negre se fac cu bani cash, nu cu card. Pentru că astăzi vreau să știți că toate operațiunile de card sunt monitorizate. Tot, tot, tot. Și dacă îmi spuneam, eram în 2003 în Chicago și îmi spunea, fii atent, nu pot să cumpăr acest obiectiv pentru un anumit lucru, pentru că dacă scot mai mult într-o zi de 5.000 de dolari, a doua zi este la mine cel cu insigna și mă treabă o grămadă de lucruri. Și eu trebuie să scot în mai multe zile rate, pentru că el știa, noi suntem monitorizați. Ei, ideea în sine a monitorizării omului, a faptului că omenirea întreagă, bine, vă dau niște distracții, niște vată de zahăr și bombonele și voi sunteți mulțumiți, aveți televizor, aveți mașinuță, bombonele. Dar eu vă țin pe voi ca o armată de sclavi și veți face ce vreau eu. Vă las să faceți în cușca voastră programul liber. Dar cușca e la mine și o vă duc unde vreau. De mult, din anul 2000, exista un computer în stare să monitorizeze peste 60 de miliarde de locuitori. De 10 ori mai mult cât avea Pământul. Deci computerul în stare, oricând și prin sistemul internet, vă dați seama, ca să iei un bilet de avion, intri pe Amadeus. Și pe Amadeus, în momentul dat, știi tot ce se întâmplă oriunde, ori printr-un sistem global de monitorizare a zborurilor. Și dacă vrei să zbori de la Honolulu la Hong Kong, dau un exemplu, intri exact și știi. Zice, ah, dacă comandați cu un mai devreme, aveam un loc, nu-l mai am. Când de timp l-a luat altul. Deci știi tot. Asta e cu biletele. Dar e vorba și de oameni. Să vă spun altceva vis-a-vis de globalizare. Al doilea element. Este un așa numit program despre care nu știm multe. BBC-ul a anunțat de programul Echelon. Ați auzit de el?
ca să să-mi reamintesc problema, am intrat înainte de a veni aici pe internet și am căutat despre Echelon. Echelon este un sistem de spionaj internațional. Păi ce ai tu cu spionajul? Corect, nici eu n-am nimic. Dar stați că nu-i vorba de spionaj. El așa s-a născut. Și anume, în timpul primului război mondial s-a făcut o alianță între America-Canada, pe de-o parte, America-Canada, Australia-Noua Zeelandă și Marea Britanie. Au fost aliați în cel de-al doilea război mondial. Și au spus, vrem prin acumularea și împărtășirea informațiilor să putem stăpâni și să putem sparge codul german, codul japonez. Și, într-adevăr, prin coroborarea sau strângerea la oaltă a acestor informații, amândouă codurile au fost sparte. Interesant cum a fost spart codul german, dar nu-i timpul acum. O istorie a providenței, a degetului lui Dumnezeu, care n-a vrut ca Hitler să instaureze 1000 de ani de pace, după planul lui arian. Nu. Ei bine, vreau să vă spun că după ce s-a terminat al doilea război mondial, a apărut un alt dușman teribil, URSS-ul, care vroia să fie vechiul vis imperialist al țarilor. Țarii au spus Rusia peste tot. Cum era Deutschland über alles, Russland über alles, Rusia peste tot. Și ei au fost cei care au stârnit Asia, China, Mongolia, Vietnamul, Coreea cu comunismul, Africa cu comunismul, America Latină cu comunismul. N-am timp să discutăm acum, nici eu nu știu tot. Nu știu nimic, doar cât un bob de orez. Și pentru că dușmanul era pretutindeni, acest sistem a continuat să opereze și să se perfecționeze. Acum vreau să vă spun că sistemul Echelon, E-C-H-E-L-O-N, puteți căuta pe internet și aflați multe lucruri, este și un serial de 5-6 filmulețe pe YouTube, pe internet, acest sistem monitorizează orice convorbire telefonică. Orice mesaj pe internet. Eu îi scriu soției mele, iubito, și ea deja, dacă vor, citesc. Că sistemul internet a fost creat, atenție, conceput cu premeditare să fie necodat, să fie transparent, ca să vezi tot. Prin sistemul Echelon au putut intercepta convorbiri între lideri din Irak, înainte de invazia Irakului, au prins mari oameni din Al-Qaeda în Pakistan, prin Echelon. Nu ne dăm seama cât de sofisticat este acest sistem, care ce urmărește? Păi noi știm că este un plan de globalizare prin care apocalipsa devine reală și a făcut ca toți, mici și mari, bogați și săraci, robi și slobozi, cunoașteți vorba asta? Să! Și un program. Ei bine, sistemul acesta de a strânge pe toți într-un singur cazan și de a-l vărsa unde vrei tu, îl văd că se poate realiza. Nu vreau să vorbesc mai mult, pentru că am al treilea lucru care este cel mai important pentru seara aceasta. Citesc un fragment din Spiritul Profetic și apoi am să încep discuția. Ce am spus până acum despre acestea sunt doar niște informații care nu le știm, dar care ne avertizează că timpul nu poate să mai dureze. Pentru că ne apropiem efectiv de ceea ce scrie. Și eu n-am știut, dar uite că am aflat. Și dacă e așa, atunci ce voi face acum? Care vor fi prioritățile mele, frate, prioritățile mele, soro? Ascultați un pasaj din volumul Spirit Profetic, volumul 1 în limba engleză, capitolul 7 și așa mai departe. Vorbesc despre timpul lui Noe și ăsta e punctul cheie. Iar dacă era un păcat mai presus de toate păcatele, vă amintiți ce spuneam înainte din citate? Că oamenii din timpul lui Noe ajunseseră la niște culmi inimaginabile de înțelepciune, de știință, de lucruri realizate cu
cu îndemânare, spune, vicleană. Iar dacă era un păcat mai presus de toate, vă rog, țineți-vă, păcat care a chemat nimicirea asupra rasei omenești prin potop, a fost păcatul amalgamării omului cu animalele și care a înjosit chipul lui Dumnezeu, cauzând confuzie pretutinde. Vreau să spun ce am citit, pentru că ăsta a fost și motivul care a născut subiectul, în zilele acestea. Cum știți, noi suntem într-o mașină care trebuie să producă lunar un număr de semnele timpului. Mai sunteți abonați la semnele timpului? Câți? Mâna sus, vă rog. 2 cu 2, vreo 10. Treaba dumneavoastră. Auziți? Am citit, și va fi poate una din temele viitoare, un comunicat care s-a dat într-o revistă, The Sunday Times, marea revistă britanică, care a scos la iveală ceea ce se petrecuse cu un an în urmă, în 2007, în mai a apărut, în 11 mai. Deci ceva proaspăt. Și anume că Universitatea Cornell din New York, care are, Universitatea Cornell este una din marile universități americane, ale lumii. Universitatea Cornell a produs, are o echipă de biologi, de oameni de știință, de savanți și așa mai departe, care împreună au reușit să creeze omul vacă. Adică cum? Omul vacă. Simplu. Atât de bine stăpânesc, și citesc pasajul acesta, ei vorbeau de știință, de legile care controlau natura, zice Sarah White. Noi am reușit să citim genomul uman. Ce-i genomul uman? Ca să... Sper să nu vă adorm. Eu sunt om și semăn cu mama, cu tata, cu rudele, pentru că se transmit genetic niște informații. Eu voi fi de atât, voi cheli așa, deci toate astea sunt în codul. Dar unde sunt scrise astea? Ei, vezi, celula este, să zicem așa, ca un balon mare și în mijloc este un cheag, ăla se cheamă nucleu. Și ce e nucleu? Ei, în nucleu sunt multe lucruri. Dar în nucleu există, nucleul e buzunarul în care se ține în fiecare celulă din cele 300 de miliarde de celule câte are un om în medie. 300 de, de am zis bine, de mii de miliarde, ca să fie clar. Cert este că în fiecare celulă există 1 metru și 60 centimetri de ADN. E o bandă și îl desfășori. Și acolo sunt, prin niște semnale, gene, cromozom, dacă ți-a auzit, sunt scrise tot ce vrei despre tine. Se spune că noi suntem și programați cât să trăim. Și că în genele astea sunt scrise, e scrisă și vârsta limită la care poți ajungi. E foarte interesant. Ei, vârsta limită poate să fie grăbită sau poate să fie încetinită. De tine depinde. Dar e o dată acolo pe care tu apoi o vei prelucra spre binele sau spre blestemul tău. Depinde de ce mănânci, de ce bei, ați auzit de Coca-Cola, depinde de ce aer respiri, cât dormi, de cât de veselești sau îmbufnat. Toate astea însemnează scurtarea sau îmbogățirea vieții. Ei bine, în acest ADN de 1,60, cam atâta este ADN-ul, în fiecare celulă sunt cromozomii și genele. Genetica, deci știința genetică, care studiază ce scrie acolo. Și s-a făcut, este un institut
condus de Francis Collins, un institut care a făcut harta genetică, genomul uman. Și îi spun așa, dacă umblăm la gena cutare, va avea ochii, dau un exemplu, roșii. Dacă umblăm la gena cutare, va avea 3 mâini sau doar 4 degete la mână. Și ei astfel pot să identifice, foarte, foarte mare descoperire, pot să identifice unde-i boala și ce trebuie să facă ca să elimine boala. M-ați înțeles? E inteligentă. Numai că oamenii au spus, stai puțin. Uite, am găsit în sfârșit un mijloc ca să producem un nou tip de om. Și vă amintiți ce citeam? Amalgamarea dintre animale și oameni. Au luat un embrion, un ou fecundat, un embrion de vacă. De fapt, nu era embrion, era doar ovul, ovulul. Urmează să treacă prin diverse stadii. Au băgat o seringă, imaginați-vă că e tot culasă și foarte, nu așa, seringă cu țeapă, dar și-au scos tot nucleul vacii. Era viu, balonul e viu, numai că din balon au scos chiagul și-au băgat un chiag de om. Să vedem ce se întâmplă, adică un nucleu de om. ADN-ul de om în vacă. Și acum ce se întâmplă? 5 zile au urmărit zi și noapte evoluția acestei ființe care nu-i nici om, nu-i nici dobitoc. După 5 zile au redus experiența și au produs moartea acelei celule. Dar vreau să vă spun că nu e prima dată că se face acest lucru. În 2003, chinezii au făcut altceva. Știți ce? Au făcut o combinație între om și iepure. Dar n-au scos nucleul, ci au amestecat banda omului cu banda de iepure. Și hai să vedem ce producem. Când am citit pentru prima dată pasajul din Sora White, pasaj foarte scandalizant, adică cum, combinații între om și animale, noi ne gândeam doar la modul natural, care știm că nu se poate, reproducerea nu, e imposibilă. Și nu ne-a trecut prin minte niciodată că această amalgamare se poate face elegant, în halat alb, cu mănuși de laborator. Nu știu dacă știți, clonarea e un exemplu, știți, dar nu-i timp să discutăm despre asta. Vă spun doar că să nu credeți că toate institutele medicale și de cercetări sunt la vedere. Să nu credeți că prietenii noștri sunt oameni minunați între ei. Dar au un plan diabolic de imperialism. Și acum, nu numai în vechime pe timpul țarilor. Să nu credeți că ei nu fac experimente în laboratoare ascunse. Nu știu dacă știți că în Urali, ați auzit de munții Urali, există orașe care nu apar pe hartă, asta știu eu sigur, acum s-au comunicat, care numără 20 de milioane de locuitori. Aceste orașe la oaltă, și care sunt doar orașe de savanți, cei mai buni din facultăți, un salariu gras, sclav, de lux, într-un oraș din Urali. Ce mi-e că trăiești la Leningrad sau trăiești într-un oraș din Urali? Important e să produci. Și în aceste orașe care nu erau cunoscute până nu de mult, când s-a spart zidul de opacitate și a devenit mai transparentă, acestea au ieșit la lumină și sunt experiențe care se fac necontrolate de nimeni. Dacă eu sunt un om bogat și vreau să am, de exemplu, niște oameni care să muncească ca omul, cu inteligență de om, dar fără suflet, să fie niște roboți vii, eu am să plătesc niște oameni, niște savanți, săraci, să fie sclavii mei, să-mi descopere și să fac o combinație de maimuță-om, amalgamare.
Auziți dumneavoastră, iar dacă era un păcat mai presus de toate, care a chemat nimicirea asupra rasei umenești prin potop, a fost păcatul amalgămării omului cu animalele și care a înjosit chipul lui Dumnezeu, cauzând confuzie pretutindeni. Părerea mea este că acești uriași, ei înșiși erau rezultatul unor jocuri genetice. Pentru că oamenii din timpul acela, să nu credeți că erau proști încă o dată, sau erau rămași în urmă, erau nomazi, erau oameni de o inteligență și de o cunoștință care ne depășește orice imaginație. Frații mei, și a venit potopul și a luat pe toți fără să știe că vine. 120 de ani Noe a strigat. Nu știu dacă fiii lui erau și ei tot atât de convinși ca Noe. Cert este că unul din fii, cel puțin, nu era spiritual. A fost salvat spre moarte, spre blestem, Ham. Întrebarea mea este, credeți că mai mult? Când am ajuns la acest prag, amintiți-vă de al doilea război mondial, când mașinile duduie, noi zicem pace, semnătura lui Hitler, o să mai fie ani mulți oameni buni, o să clădim case, o să sădim vii și o să le mâncăm sucul. Eu vă întreb, nu cumva, mai mult de atât, ce se mai poate? Mai e posibil, vă întreb, mai e vreo barieră pentru controlul global? Mai e vreo barieră în calea omului care s-a amestecat în creațiunea lui Dumnezeu, în chipul lui Dumnezeu care este om? Eu cred că a venit timpul ca Dumnezeu să dea peste mâna omului și să spună stop. Dacă nu intervin acum, rasa umană se strică. Trebuie să intervin. Surpriza cu care a căzut lumea în toate nenorocirile va fi surpriza, aceeași surpriză sau aceeași dimensiune a surprizei pentru a doua venire a Domnului Hristos. Aparent, lucrurile sunt aceleași. În fond, se întâmplă niște lucruri care nu sunt la vedere. Și pentru că nu sunt la vedere și noi mergem pe ce se vede, suntem păcăliți. Oare poporul advent va fi luat și el de val? Se va retrage? Auziți, cunoașteți istoria, și cu asta voi încheia, a lui Rick Rescorla. Câți ați auzit de Rick Rescorla, mâna sus? Rick Rescorla a fost un veteran din războiul Vietnam. Ajunsese la grad de colonel. Dar tipul era de o inteligență și de o prevedere și de un calm extraordinar. Atenție, dragii mei! Acest Rick Rescorla după ce a terminat războiul, spune că el era trimis în războiul din Vietnam, în cele mai grele operațiuni, de exemplu, să depresoare niște încercuiți. Păi da, cum? Și el spune că avea calmul încât când era cea mai mare primejdie, fluiera. Și asta dădea celor care erau cu el, simțământul că e totul bine. Dacă fluiera, înseamnă că e bine. Înțelegeți? Un calm și prevedea. În 1900, spuneți-mi, nu m-am pregătit pentru ideea asta și nu știu exact data, când a fost prima dată turnurile gemene? 1993, dacă nu mă înșel, 96. Nu, 2001 știm când au căzut, dar a fost o primă tentativă în 1993, dacă nu mă înșel. Luați-o așa. Dacă știți dumneavoastră, ajutați-mă și vă voi mulțumi. Cert este că în 1993, lăsați-mă să zic acum așa, sau 94, niște arabi, tot ei, aceeași mână, a detonat în subsolul unuia din turnuri, de fapt era la piciorul ambelor, că acolo sunt subsoluri, am umblat și eu pe acolo când erau în picioare. Sunt magazine, intrare la metro, este un oraș în zona aceea. Au detonat într-o
într-o parcare trei camioane, dacă nu mă înșel, de exploziv formidabil și au reușit doar să creeze o gaură. La data aceea, Rick Rescorla lucra ca director, ca vicepreședinte al celei mai mari, una din cele mai mari bănci, Stanley Morgan. Morgan Stanley, poate știți, este una din marile bănci ale lumii, Stanley Morgan. Oamenii au văzut că tipul este bun organizator, le vede dinainte și au spus, vino să fii. Pe linie de securitate și a spus, ok, mă ocup. În 93, când a avut loc detonarea, a spus stop. A anunțat pe mai mare lui și a spus, din momentul acesta, vă spun, era în 1993, următorul atac va fi aerian. Ce atac aerian? Rescor la războiul, știi, la... Și l-a spus, eu vreau, față de conștiința mea, să fiu onest. Îmi dați mână liberă pentru securitate? La vicepreședinte, altfel îl dădeau afară. Avem nevoie de el. Bine, fă ce vrei. De două ori pe an, din 93 începând, pe toți cei 1000 și ceva de 1400, să zicem, de lucrători care lucrau pentru banca Morgan Stanley, de două ori pe an îi evacua pe scări. Și în momentul în care el hotăra, dădea un semnal, alarma, ding-dang, ding-dang, și oamenii toți aliniați. Iar el, cu microfonul în mână, spunea, fiți calmi, cântați Dumnezeu să binecuvânteze America. Sau cântați imnul, încet, nu vă înghesuiți, coborâți așa, mai repede. Și știți câte etaje erau la turnuri? Nu mai știu. Dar zeci. 100 și 140. Iar de la etajul 76, de la 44 până la 76, era doar banca Stanley Morgan. Vă rog, țineți cont. Câte etaje sunt? 30. Aceste 30 de etaje, ele cobora regulat. Și spunea întâi executare, formă cutare, la rând. Și când coborau, oamenii înjurau. Iară nebunul ne scoate. Oh, nebunul ne scoate. 94 de două ori, 95 de două ori, 96 de două ori, e nebun, 97 de două ori, 98 de două ori, de două ori făceau exercițiile, 99, 2000, în 2001, în primăvară au făcut repetiție. Și când în 2000, în septembrie, eram în America, când s-a întâmplat, când în septembrie, la 11 septembrie a bubuit, Rick a spus, ăsta era momentul, coborâm. Eu știu că s-au dat semnale, nu știu. Să zicem că din bună intenție, stați pe loc, totul e ok, nu bă, e tendința unui a spune, nu-i nimic, stați cumiți. Și i-au trimis înapoi pe unii. Dar Rick a spus, eu cobor, pentru că era turnul de lângă, vecin. Și măi frate, în momentul când al doilea avion a lovit, în momentul acela mai erau câțiva din banca singuri care au ieșit. Morgan Stanley. 1000 și vreo 400 de inși. Singurii care au coborât conform exercițiilor, datorită lui Rick Rescorla, vizionarul, au ieșit din bancă, mai erau câțiva la etajul întâi și s-a terminat. N-a murit nimeni în afară de 3 inși. Doi oameni care s-au întors și Rick Rescorla al treilea. A murit și el atunci. S-a dus să mai salveze, să mai scape. Era vizionarul care a spus, eu trăiesc pentru alții. Adventiștii sunt Rick Rescorla, care aud glasul, care văd miroase evenimentele. E timpul să dăm semnalul. Și acum, dacă timpurile sunt atât de grave și atât de înaintate, și s-ar putea să nu mai fie, poate, să nu mai fie mult timp de a vă aminti de această predică, pentru că lucrurile pot să vină foarte curând, la împlinire. Întrebarea mea este, ce fel de viață duci tu și eu? Ești cu adevărat montat pe așteptare și grăbire? Rick Rescorla. Sau Rick Rescorla lipsește? Dumnezeu are un singur popor, n-are două popoare advente. Și eu cred că rolul meu este să trag semnalul de alarmă
mai întâi prin viața mea, prin felul cum trăiesc, apoi prin ce mărturisesc altora de lângă mine și, în final, prin mărturia gurii mele. Frații mei, să ne sensibilizeze Dumnezeu pentru ceasul din urmă, care este acum. Amin.